Salutare, eu sunt Eugen, conduc agenția de performance marketing Canopy, una din top 3 agenții din România. Niciodată n-am vrut să ne rezumăm doar la zona aceasta de performance marketing, fiindcă am înțeles de la bun început că tot ce înseamnă online marketingul nu se rezumă doar la costuri pe click și la costuri pe achiziții și la conversii, contează foarte mult și poziționarea. Și am căutat să creăm niște strategii de marketing complexe, niște strategii de marketing prin care brandurile să crească și să crească sănătos. În regulă. Ideea cum vor să funcționeze lucrurile. O să avem prezentări. Foarte mișto prezentări au pregătit invitații noștri. Voi puteți să puneți întrebări pe parcurs, avem chat-ul deschis. La final de prezentare, noi luăm și discutăm toate întrebările. Sper să fie așa pentru toată lumea. Încă un aspect foarte important este să rămânem în zona etică și cu comentariile, să nu facem reclamă la propriile servicii, să nu lăsăm link-uri pentru că vom fi nevoiți să facem curățenie. Am mai avut chestii de gen și am zis că să anunțăm de la început. Pentru că noi depunem un efort să facem lucrurile acestea și trebuie să fie toată lumea ok. Bun, Eugen, hai să începem prezentarea. Imediat. Gata! Ok, perfect. Da, deci vom discuta despre comunicare și poziționare prin YouTube Ads în perioada de criză. Ideea este că plecăm de la niște premise noi. În momentul de față, tot ce înseamnă canal clasic de offline nu prea mai există. Cred că vorbim de o scădere de 90%, mai sunt deschise supermarketurile și cam atâta, farmaciile. Iar inclusiv în acestea accesul este limitat. Dacă mergem acum într-un magazin, o să vedem că mai mult de jumătate din traficul care era înainte nu mai există. Și plecând de la asta, trebuie să vedem cum ne poziționăm și cum facem să supraviețuim și chiar să creștem în această perioadă. Trebuie să conștientizăm foarte clar niște premise. În primul rând, outdoor marketing scade foarte mult. Tot ce înseamnă bannere stradale și așa mai departe, gândiți-vă că lumea stă în casă, stă în carantină, nu mai are cine să le vadă, iar tot focusul în momentul de față este pe online și TV. Mai mult de atât, brandurile incorporează marketing real-time și prin asta nu spun că o să vinzi mai mult mulțumită coronavirus. E foarte ciudat să fii mulțumită coronavirus, dar așa ar fi corect, ar fi un context pozitiv. Ci ne referim la faptul că în momentul de față tu poți să comunici foarte mult comunității tale, poți să arăți că îți pasă, poți să te poziționezi foarte fain în fața oamenilor, poți să arăți că ești alături și că cauți soluții împreună cu ei să le fie mai bine. Tot la fel vedem o creștere foarte mare a traficului pe display, pe YouTube, pe Facebook și chiar pe search. Vedem mult mai multe căutări în industria bijuteriilor, ceasurilor, parfumurilor, skincare și sunt industrii la care nu te așteptai să crească în această perioadă. Dacă vorbim de zona de IT&C, să zic că poate intuiai că o să crească. Ești în casă, te plictisești, automat cauți ceva prin care să diversifice activitățile. Tot la fel pe partea de echipamente sportive, vedem niște creșteri spectaculoase. Am văzut creșteri mari pe frigidere, am văzut creșteri pe laptopuri, pe imprimante și aici tot la fel. Arată comportamentul nostru. Lumea stă acasă, lucrează de acasă și deja companiile au făcut achiziții mari în așa fel încât să ne ajută pe noi să lucrăm mai ușor de acasă. Un aspect foarte interesant este faptul că în comparație cu celelalte crize economice care au venit și gradual, n-a fost nimic atât de brusc. În momentul de față, online nu este foarte dezvoltat și noi, prin online, putem să supraviețuim în această perioadă sau putem să ne creștem business-ul, să facem shift-ul către digitalizare. Un lucru bun pe care o să-l aducă toată nebunia asta va fi faptul că vom fi mult mai digitalizați ulterior și o să ne fie mult mai ușor să facem totul. Tot la fel, pentru businessurile cu recurență mare, contează foarte mult poziționarea în momentul de față și fidelizarea clienților. Trebuie să menținem campaniile de search, fiindcă gândiți, în momentul în care cineva intră pe Google și caută,
este clar că are nevoie de ceva. Dar nu caută doar pe site-ul tău, caută pe site-ul tău și pe alte 3-4 site-uri ale concurenților, dacă nu mai mult. În momentul de față, gândiți-vă, stăm în carantină, avem tot timpul din lume să căutăm, să facem research și e foarte ușor să fii uitat în perioada asta. Contează foarte mult să ai un remarketing memorabil, să faci în așa fel încât lumea să te țină minte. Și lucrul acesta va fi destul de greu doar prin zona de bannere clasice. Și aici mi se pare că pariul câștigător va fi partea de video. Și aici mă refer la YouTube Ads și Facebook Ads. Da, și cum ne vom cum vom gestiona această perioadă și cum ne vom poziționa, clar ne va influența succesul pe viitor. Gândiți-vă că tot ce se întâmplă acum este o bulă care la un moment dat se va sparge, va dispărea. Și iarăși vom reveni la normal, iarăși vom reveni la consum obișnuit. Iar noi în acest moment în care e posibil ca canalul de vânzări să scadă destul de mult, investițiile n-ar mai trebui să fie băgate în vânzări și marketing dedicat vânzărilor, ci în marketing dedicat poziționării. În momentul în care totul se termină, contează foarte mult ca lumea să ne rețină. Iar în momentul în care va avea nevoie de serviciile noastre, să spună, băi, ce campanie faină a avut ăla și ce mult a sprijinit comunitatea în perioade dificile. Este o întrebare pe care o pun la toate conferințele la care merg. Ce este pentru voi succesul online? Și de cele mai multe ori, răspunsurile pe care le primesc sunt legate de costuri per click, sunt legate de rată de conversie, număr de conversii, cost per achiziție. Ideea este că noi, oamenii de performance marketing, oamenii de vânzări, ownerii de business, suntem îndrăgostiți de cifre. Și ăsta e un lucru bun, dar și un lucru rău. Gândiți-vă că în momentul în care te focusezi atât de tare pe cifre, poți să mergi, nu știu, pe un preț scăzut și asta să fie strategia ta să ai mai multe conversii. Dar ca și poziționare nu este strategia care îți va garanta succesul, fiindcă toți cei care se duc pe zona de pricing ar putea să renunțe la tine oricând pentru un client mai ieftin, pentru un furnizor mai ieftin. Din punctul meu de vedere, ar trebui ca succesul online să se rezume la a fi memorabil în online. Iar lucrul ăsta nu poți să-l faci mai bine decât comunicând și comunicând fain, comunicând cu comunitatea ta și prezentând lucrurile într-un mod cât mai original. Și de ce contează foarte mult să fii memorabil în perioada asta, mai ales în perioada asta? Vedem că research-ul durează mult mai mult, lucru care este perfect normal. Gândiți-vă, toată lumea este în carantină, avem mult mai mult timp petrecut în casă, mult mai puține activități outdoor. Mai mult de atât, sunt foarte multe companii care în momentul de față și-au redus drastic activitatea și oamenii au mai mult timp liber. Ne e și frică să facem anumite achiziții acum și mergem foarte mult pe partea aceasta de informare, fie așteptăm reduceri, speculăm niște momente, fie preferăm să facem niște economii. Urmăm ca pe viitor să vedem dacă vom face sau nu vreo achiziție. Și asta face ca decizia de achiziție să se ia mult mai greu. Nu mai vorbim de achiziții făcute sub impuls, mai ales pe zona de fashion. Gândiți-vă că pe zona de fashion, în momentul în care înainte vedeai o rochie sau niște pantofi sau ceva, intrai, făceai achiziția, o făceai sub impuls, fiindcă îți plăcea, te gândeai că în weekend o să o porți. În momentul de față nici măcar nu mai știi din ce sezon să ții. Îți mai ai haine de primăvară, îți iei haine de vară, o să mergi direct pe haine de toamnă. Fiind o situație destul de incertă, nu știi în ce zonă să te duci acum și nu știi exact ce achiziții să faci. Iar
ca perioada asta să nu fie o perioadă moartă, fiindcă, să fim serioși, online nu este singurul pariu pe care îl avem în perioada asta. Ar trebui să facem campanii de marketing prin care noi să fim memorabili, să fim ținuți minte. Comunicarea socială real-time trebuie să o integrăm în strategia de performance marketing. Și aici ar trebui să ne uităm la ce fac și companiile mari. Și aici avem ca exemplu, de exemplu, pe cei de la Kaufland. Gândiți-vă că în perioada asta oricum vând de rup. Nu se pune problema ca supermarketurile și hipermarketurile să nu vândă. Și cu toate astea, iau campanii active pe YouTube, iau campanii active pe TV, în care comunică pe partea aceasta de social. Una din campanii este legată de protejarea persoanelor vârstnice. Ei oferind transport gratuit pentru persoanele în vârstă sau cele cu dizabilități. Iar lucrul acesta o fac în colaborare cu cei de la Glovo. Și acum gândiți-vă cât de important este pentru Kaufland ca în perioada asta se poziționeze foarte fain, deoarece bula asta, așa cum spuneam, se va sparge, va dispărea, iar ulterior urmează să luăm decizia de la care hipermarket vom cumpăra. Pe lângă zona asta, gândiți-vă ce s-a întâmplat cu Mega Image, unde au umblat foarte multe zvonuri reale sau ireale, nu știu și nu suntem aici să judecăm, că ei au speculat această perioadă și au făcut măriri de prețuri la foarte multe produse. Din punctul meu de vedere, vor avea destul de mult de pierdut pe tema acestui scandal. În schimb, Kaufland s-a poziționat foarte ok, mai mult de atât mai au și o campanie în care spuneau ce taxe au plătit la stat și că au plătit în avans taxe, în așa fel încât să ajute statul să aibă bani să gestioneze mai ușor situația. Cei de la Orange au o animație în care prezintă foarte mult pe partea aceasta de stay at home. Și tot la fel, gândiți-vă că telecomul, perioada asta nu e mort. Stăm pe telefoane, stăm pe internet, ne uităm la TV mult mai mult decât o făceam înainte, fiindcă ne lipsește interacțiunea umană și tehnologia, surprinzător, tehnologia ne ajută să avem interacțiune umană. Mereu ne punem problema că tehnologia va omorâ partea aceasta de interacțiune. Gândiți-vă cum ar fi arătat perioada noastră de carantină dacă nu am fi avut momentul de față internet, era oribil. Așa putem să comunicăm destul de ușor, putem să ne vedem, putem să facem conferințe. Da, și Orange insistă foarte mult pe ideea asta, stai acasă, și au foarte multe activități pe care le asociază cu casa. Aici am făcut un print screen cu iubește de acasă. O altă campanie faină e cea a celor de la Golden Brow. Partea aceasta de băuturi alcoolice are de suferit. Gândiți-vă, tot ce înseamnă Horeca practic s-a blocat, s-a oprit. Nu se mai pune problema să fie vânzări accelerate pe zona aceasta de Horeca. E clar că și acasă bem o bere, și acasă bem un vin, poate și acasă ne facem un gin tonic. Dar la ei se vede clar o scădere overall, fiindcă partea de offline a scăzut destul de mult. Și cu toate acestea, cei de la Golden Brow vin cu o campanie faină pe zona de YouTube Ads și TV, în care mesajul este că trebuie să stăm în casă pentru a ajunge în punctul în care să bem o bere cu cei apropiați nouă. Și nu merg pe să bei Golden Brown sau ceva, e doar logo-ul de la Golden Brown. În schimb, merg pe ideea de a bea o bere, orice bere îți place, cu prietenii tăi la aceeași masă. Cei de la Same Day tot la fel, vedem că au făcut o campanie în care menționează absolut toți curierii. O campanie dedicată
lucrătorilor în acest domeniu, o campanie dedicată pentru curieri care în momentul de față au foarte mult de muncă, sunt foarte expuși, dar fac un job atât de necesar comunității. Deci, uitați ce înseamnă comunicare și poziționare socială prin YouTube Ads. Tot la fel, ne uităm că tot ce a fost creat a fost creat prin spoturi animate, animații. Tot ce vedem noi aici, chiar dacă nu este animat, de multe ori când spunem animații, ne gândim la desene animate, dar nu, n-are nicio legătură. Orice colaj animat, orice personaje care le dai viață, orice zonă de grafică reprezintă o animație. Ideea este că acum e foarte greu să facem filmări. Unul la mână este imoral din punctul meu de vedere să aduci în același loc actori, să aduci tot ce înseamnă partea de producție, cameraman și așa mai departe. Poți să faci câteva chestii in-house și să legi cu niște colaje, asta ar fi o soluție. Dar oricum ar fi mult mai scumpă zona asta și e mult mai greu de transmis cu resursele limitate pe care le avem pe zona de filmări în momentul de față. Și din punctul meu de vedere putem să facem destul de multe prin spoturi publicitare animate. Noi nu credem în povestea cizmarului fără cizme. În urmă cu aproape 3 ani de zile am creat propria animație pentru noi împreună cu Umbrella Studio, un studio de motion design din Republica Moldova și rezultatul a fost genial. Ne-a ajutat. O să avem ulterior un studiu de caz ca să înțelegem cum ne poate ajuta YouTube Ads-ul pe campania noastră. Da, și am început să creăm destul de multe spoturi publicitare pentru clienții noștri, iar când am depășit borna de 50, ne-am dat seama că vrem foarte mult să integrăm acest serviciu și să oferim clienților noștri mult mai multe opțiuni pe această zonă. Și recent am achiziționat studioul de creație Umbrella și vreau să vă arăt cât de creativ poți să fii cu câteva elemente simple și cât de mult poți să transmiți printr-o animație. Nu te pierde, filmează, adică animează de acasă. Știm că e o perioadă extrem de grea. Suntem nevoiți cu toții să ne autoizolăm. Nu putem filma de acasă pe timp de carantină, însă putem anima de acasă. Ceea ce facem cu drag și ne distrăm cuplios. Nu te pierde, animează de acasă. Bun, aici noi vorbim de un loop de 2 secunde care practic are aceleași elemente care se tot repetă și pe baza lui construim povestea. Mai mult de atât, sunt niște elemente foarte simple, e vorba de un triunghi, câteva mingiuțe, dar toată partea aceasta de dinamică și de grafică transmite. Mai mult de atât, prin orice mișcare pe care o fac, câteva elemente simple și textul pe care tu îl pui și povestea pe care tu o pui din spate, tu poți să-l faci pe cel care se uită la animația ta să vadă în acea animație exact ce îi spui tu. Te poți juca cu imaginația lui, poți să-l faci să regăsească anumite elemente, să-i muți prin diferențe de lumini, atenția în locuri diferite. Deși pare complex, sunt elemente foarte simple pe care poți să le faci și prin care poți să transmiți. Așa cum spuneam, noi am început acum 3 ani de zile cu o animație pe care am promovat-o pe zona de remarketing, o animație care pe noi ne-a ajutat super mult ca poziționare.
Da, și era o perioadă în care era foarte greu să găsești oameni, să găsești oameni buni. În momentul de față, din păcate, focusul nostru și cred că al multor business-uri este strict pe securizarea echipei și nu este pe zona aceasta de scalare. Nu ne mai punem problema să scalăm, ne punem problema să trecem cu bine peste această perioadă, să fie echipa ok, să putem să ținem toată echipa în aceleași condiții la un loc, urmând ca după ce se termină totul să ne gândim și la partea de profit și scalare. Dar cum spuneam, pentru noi a fost o mare provocare zona aceasta de colegi noi, de resurse umane. Iar în industrie se vedea clar o lipsă de specialiști versus cerere. Iar un simplu mesaj text, un anunț text de angajare nu avea niciun efect. Am tot încercat, nu reușeam să găsim oameni și am ales să facem lucruri diferit și am făcut animația aceasta pe zona de recrutare. Prezintă o oportunitate. Cu toții ne căutăm drumul. Ne dorim mai mult, deși poate părea complicat și necunoscut. Mediul digital face parte din lumea ta. Friends, like, share, add the cards. Oh, love this cat. Nu ți-ar plăcea să cunoști lumea digitală de la înălțime? Să fie acesta drumul tău? Hai să ne cunoaștem! Noi suntem Canopy. Iubim digitalul, conexiunea pe care o creează între oameni, magia de a transmite emoții în timp real, prin tehnologie. Prin digital ajutăm brandurile să se dezvolte, să facă performanță, să vândă mai mult. Primești acces complet la experiența noastră. Te susținem să crești. Mergi la training-uri, evenimente, zâmbești în fiecare zi. Oh, avem și Happy Friday săptămânal și masaj lunar. Ce vrei, ne place la înălțime. Te așteptăm în echipa de Canopyști pentru o carieră în marketing online. Vino să cunoști lumea digitală de sus, la Canopy. Da, din păcate vă anunț de acum că nu este o perioadă în care căutăm colegi noi, chiar dacă v-a convins animația. Dar aș vrea să vorbim un pic despre campanie. În primul rând, aș vrea să vorbim despre obiectivele pe care le-a avut campania și prin această campanie noi am vrut să mergem mai departe de zona aceasta de recrutare. Am avut și alte obiective și anume brand awareness, dar nu am exclus deloc vânzările. Cum funcționa campania? Practic, tu intrai pe site-ul Canopy, indiferent de motiv, și vedeai remarketing cu această animație. Mai mult de atât, animația a fost distribuită pe tot ce înseamnă social media. Aici vorbim Facebook, Instagram, LinkedIn, absolut peste tot am distribuit animația. Și fiind un concept în care atenția nu era pe serviciile Canopy, nu era pe ce facem noi, nu era pe zona de performance marketing, Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, ci era pe oameni, a făcut să fie un material foarte ușor de distribuit. Lumea a apreciat că campania a fost distribuită în mod organic masiv și rezultatele s-au văzut. Haideți să discutăm pe fiecare punct în parte. Rezultatele pe campania de recrutare. Fiind un mod original de a aduce oameni în echipă, inclusiv răspunsul oamenilor a fost unul original. Unul dintre colegii noștri de acum, cel care conduce biroul din Iași, aplicase pentru un post de internship la noi în echipă. Și a făcut-o într-un mod foarte original. El practic a început să facă căutări în Google, Canopy, cum fac să ajung la tine în echipă, Canopy unde să-mi depun CV-ul, Canopy ce trebuie să fac ca să mă angajez, Canopy traversează un ocean și ia mă în echipa ta. Și noi vedeam toate aceste căutări, el intra pe anunțurile noastre sponsorizate, dădea click, ne lua
costul acela pe click de cât era el, 70 de bani, 80 de bani. Iar ca orice agenție de performance marketing, vrei să verifici pentru ce căutări ai fost tu afișat, pentru ce căutări ai primit click-uri, pentru a face analiză și strategie ulterioară de business. Și am tot văzut aceste căutări făcute de o persoană care ne caută. Practic, știam că vrem să ajungem la ea, știam care e comportamentul persoanei, dar platforma nu îți arată datele persoanei respective, ci doar înregistrează comportamentul la nivel de cookie. Și atunci a fost, cum e povestea cu cenușărea sa, când te duci cu pantoful să vezi cui se potrivește pantoful, să vezi cine e aleasa. Noi atunci am scris un articol, Cristi a scris un articol, căutăm pe cineva care ne caută, am pus toate interogările care s-au făcut și am blurat conținutul uneia dintre interogări, iar cine știa textul de acolo, știam că e cenușărea sa noastră din online. Postarea a avut peste 300 de like-uri, a avut peste 30 de share-uri, peste 14.000 de persoane reach organic. Deci aici nu vorbim de campanie plătită, vorbim de reach organic, în condițiile în care comunitatea noastră la momentul respectiv era de 3.000 de persoane și am avut peste 1.500 de accesări pe blog în două zile. Deci gândiți-vă printr-un mod original cât de mult a putut să se distribuie această campanie. Am plecat de la a crea ceva original, răspunsul publicului nostru țintă a fost unul original, iar reach-ul a crescut enorm. Într-un final am găsit acea persoană, este actualul team leader al echipei din Iași, Marian. Iar surpriza a fost că el să nu aibă nicio pregătire pe zona aceasta de online marketing, să fie pur pasiune. El fiind el lucrând într-un service, fiind mecanic auto în momentul acela. Gândiți-vă în următor, dacă l-ar fi venit la noi cu CV-ul și am fi văzut mecanic auto, șansele lui scădeau destul de dramatic, fiindcă ca orice om îți faci profilul ideal al angajatului și chiar dacă nu a avut o experiență, vrei să vezi cumva că e în zona de digital. Nu te gândești că poate persoana respectivă este foarte pasionată și chiar și un mecanic auto poate să fie un excelent specialist pay-per-click. Dar în momentul în care l-a făcut această campanie, în momentul în care noi am distribuit-o, în momentul în care a avut un reach atât de masiv, în momentul în care toată lumea aștepta finalul acestei povești, gândiți-vă că nu mai aveam cum să-i spunem lui Marian. Deci nu conta ce job avea, Marian trebuia să fie în echipă și și-a asigurat locul în echipă printr-o campanie de marketing, printr-o comunicare originală și a făcut un lucru memorabil cu care și acum ne mândrim și pe care și acum îl povestim. Pe partea de brand awareness vedem tot la fel, odată cu lansarea campaniei în octombrie 2017, Canopy a fost cea mai vizibilă agenție din online, agenție digitală, și vedem că are un viewership detașat față de agenția de pe locul 2. Mai mult de atât, această campanie ne-a asigurat timp de 4 luni la rând prezența pe primul loc. În condițiile în care, repet, noi cu precădere suntem o companie de performance marketing, iar zona aceasta de comunicare ne place, o facem bine, dar nu e punctul nostru pe care se bazează business-ul, ci business-ul nostru se bazează pe campanii pay-per-click, pe zona aceea mai de buchiseală, mai de stat cu nasul în conturi, nu partea mai fan de comunicare. Da, și cum spuneam, campania a funcționat pe parte de remarketing. Adică orice client care intra din campaniile search la noi pe site vedea pe YouTube
clipul. Noi nu am avut un buget limitat pe YouTube, dar cu toate acestea nu se consumau mai mult de 200 de euro pe lună, fiindcă costul pentru promovarea pe YouTube este unul foarte mic. Vorbim de undeva între 2 și 4 bani, adică 0,02-0,04 lei, per vizionare. Tot la fel, dacă o persoană îți dă skip, nu se consideră a fi o vizionare. O vizionare se consideră în momentul în care cineva vede întreg video, dacă video este mai scurt de 30 de secunde, sau minim 30 de secunde din video, dacă vorbim de un video mai lung. Al nostru a fost de un minut. Deci chiar dacă partea aceasta de animație costă mai mult crearea, distribuirea este foarte ieftină, marketarea cu ajutorul este foarte ieftină, iar noi și în momentul de față ne folosim de această animație de recrutare, condițiile care a fost făcută acum 3 ani de zile, iar costul pe care l-am suportat la momentul respectiv a meritat pe deplin. Clienții, odată ce intrau pe site, vedeau excesiv acea animație, nu aveam frequency capping, nu aveam nimic și veneau la noi exasperați: băi, am văzut animația de nu mai pot, m-am săturat de ea, dar vreau și o campanie fix la fel, să mă țină lumea minte. Și cum am spus și mai devreme, succesul online nu e neapărat să fii plăcut, e să fii memorabil. Și chiar dacă faci o campanie agresivă și la început s-ar putea ca lumea să fie supărată pe tine, clar vei fi memorabil și dacă o să ai mesajul potrivit, te va ajuta mult pe termen lung. În plus, ca poziționare ne-a ajutat foarte mult, fiindcă partea de YouTube e văzută ca o zonă premium, e văzută ca o zonă pentru companiile mari. Și gândiți-vă, cu un buget de 200 de euro pe lună, cât de mare păream în ochii clienților, fiindcă ei vedeau animația Canopy mai mult decât orice alt conținut. Fiindcă noi, știind că vorbim de audiență restrânsă, gândiți-vă că cei care intrau pe un site de performance marketing nu erau atât de mulți. Vorbim de antreprenori, de oameni de marketing. Și na, nu este un bun de larg consum pe care să spui că, nu știu, că e zona de parfumuri, că e zona de cosmetice, de haine and so on. Mergeam pe audiență nișată, iar costul ca acea audiență să ne vadă de 10 ori pe zi, cum ați văzut, este unul destul de mic. Mai ales că la un moment dat încep să dai skip la reclamă, auzi doar primele 5 secunde în care noi comunicăm numele brandului, și asta o să sfătuiesc și pe voi: în primele 5 secunde obligatoriu să vă puneți numele brandului. După care ei te rețineau pe tine și mergeau mai departe cu ce aveau ei de făcut pe YouTube. Cam așa a funcționat campania asta pentru noi. Mai mult de atât, dacă sunt oameni care fac acum trecerea din offline către online, gândiți-vă că nimeni nu vă cunoaște în online. Acolo este ceva complet nou pentru voi, iar o campanie YouTube Ads vă poate poziționa ca un brand de top. Noi avem un client care a creat niște produse foarte faine, a creat probiotice pentru câini. Este un produs nou care este distribuit și pe mag, de fapt nu pentru câini, pentru animale de companie. În fine, și ajută în mai multe feluri dezvoltarea lor. Da, și are campanii de search, are campanii dedicate prin care lumea intră pe site. Este un produs inovativ pentru care nu există cerere, deci trebuie în primul rând să educe piața. Și a văzut că a început să aibă trafic pe site. Aceleași produse le are și pe eMAG. Pe eMAG nu sunt sponsorizate, deci doar organic se poate ajunge acolo și se poate ajunge pe filiala campanii de educare, site,
research, căutare pe eMAG și achiziție de pe eMAG. Și ne-am dat seama că ceea ce se întâmplă, se întâmplă pentru simplu motiv că lumea nu are încredere într-un brand nou pe online și poate să pară un brand mic, fiind un produs necunoscut, fiind un brand necunoscut, lumea nu are încredere și este o chestie naturală. Iar în eMAG lumea are încredere super mare și chiar dacă spune pe eMAG că distribuitor este același brand care are site-ul, tu cumperi de pe eMAG fiindcă te simți mai confortabil cu un site de încredere. Gândiți-vă cât de important este pentru acest client să aibă un remarketing pe YouTube prin care el se poziționeze ca o companie mare. Și lucrul acesta nu-l costă mult. Avem crearea spotului care poate să plece de la sume destul de mici. Un spot profi prin care să te poziționezi foarte fain și poți să câștigi încrederea oamenilor. Și tot la fel, putem să mergem doar pe zona de remarketing, adică vorbim de audiențe restrânse, ceea ce înseamnă costuri de promovare destul de ieftine, și vorbim doar de un one time only budget mare, pe care mai mare, pe care îl investim în crearea spotului. Da, mai mult de atât, sfatul meu pentru businessurile care vin acum din zona de offline pe partea de online, vă rog, ascultați de profesioniști, cu oricine ați lucra, ascultați de oamenii de marketing, nu vă așteptați ca lucrurile să se întâmple peste noapte. În momentul de față, online-ul este singurul pariu pe care îl avem. Nu zic că o să fie pentru toată lumea un pariu câștigător, dar măcar să avem o mână bună când facem pariul respectiv. Sunt o grămadă de platforme, Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, e zona de creație, este partea de analytics. Dacă focusul vostru a fost pe partea de offline, e imposibil prin orice webinar să ajungi să stăpânești într-un timp scurt atât de bine zona de online cum o stăpânește o agenție. Iar din punctul meu de vedere, ar fi cel mai mare cost să intri pe parte de online și să nu asculti de profesioniști în momentul de față. Și ca idee cu care vreau să rămânem, performance marketingul trebuie să fie outstanding marketing, iar campaniile creative YouTube Ads și Facebook Video Ads vreau să fie focusul, fiindcă ele ne vor ajuta să ieșim din anonimat în această perioadă. Marketingul este un generator de venituri și nu un cost. Iar în momentul de față vedem un focus foarte mare pe scăderea costurilor și toată lumea se focusează pe reduceri de costuri, în așa fel că se poate să tragă cât mai ușor perioada. Dar gândiți-vă că marketingul este cel care va genera venituri fie fix în momentul de față, fie imediat ce bula asta se sparge. Cu o lună în urmă, n-a trecut mai mult, erau atâția bani în piață. Toată lumea făcea achiziții sub formă de impuls, vedeam creșteri masive pe partea aceasta de conversii în toate conturile, ceea ce înseamnă că în piață erau bani. Acei bani nu au dispărut din piață, ei tot acolo sunt blocați. Iar faptul că în momentul de față sunt persoane care se gândesc să-și oprească campaniile de marketing, asta nu îi va ajuta deloc nici pe ei, nu va ajuta nici economia, pentru că gândiți-vă, blocăm și mai mult piața, nu
creăm zona aceasta de consum necesar de consum. Nu educăm lumea în legătură cu produsele noastre și toate acestea va duce la scăderi masive. Mai mult de atâta, în momentul în care criza se va termina, gândiți-vă că toți cei care au făcut un marketing memorabil în această perioadă au de câștigat. Brandurile vor ține minte, vor apela la ei, vor apela la serviciile lor, iar orice experiență plăcută în această perioadă clar îți va aduce clienți loiali. Și noi la rândul nostru am încercat să venim cât mai în sprijinul clienților, am încercat să punem cât mai mult accent pe accounting, am încercat să ne înțelegem nevoile și să găsim soluții personalizate pentru fiecare în parte. Și sunt sigur că toți clienții cu care vom depăși această perioadă vom avea o relație mult mai apropiată, mult mai de încredere, vom fi mult mai transparenți și mult mai asumați în ceea ce privește creșterea noastră împreună. Aceasta a fost prezentarea. Mersi frumos! Mulțumim și noi, Eugen! Hai să ne vadă lumea acum un pic și să luăm întrebări.